Da, am revenit cu un lucru foarte interesant ce îl spunea acum în această scurtă pauză Bobo, faptul că nici nu vezi reacția publicului, râde, plânge, ce face, că e în spatele unei măști. Da, noi fiind trupă de umor, ne așteptăm și așa se întâmplă la concerte, lumea râde. Acum, având măștile pe față, nu vedem dacă râd sau nu. Ne ghidăm după cei care poartă ochelari, pentru că li se aburesc ochelari. Așa sunt opoței la măști. Da. Da, asta cred că și la teatru e valabil, adică nu vezi reacția omului. Noi am, toată perioada asta, de când am reînceput să jucăm, am pus în general spectacole, în general comedii și spectacole cât mai populare și cât mai ușoare, cât că mai, lumea să pentru nu mai... că am trecut prin ce am trecut și aveam nevoie ca publicul să simtă încurajare din partea noastră și... Și așa și jucăm în continuare în curtea teatrului și văd, oamenii nu rezistă 2 ore la spectacol de impro cu masca pe față, râzând cu lacrimi. Da, da, da. Vezi la un moment dat că efectiv se transformă masca în Batistă și se uită stânjenit și înlocuiesc masca. Și e foarte complicat să stai cu mască și să râzi la un spectacol. Cred că, și să plângi, da. Să râzi cu mască, e ciudat. Da, deci emoția aceea nu se... am înțeles că aveți un clip nou, colegii noștri l-au și pregătit, o melodie nouă, câteva cuvinte despre ea, Bobo. Da, mai multe asta cuvinte. Acum ați făcut-o, nu? Da, mai multe cuvinte. O să iau un pic mai din urmă. Sau ne grăbim? Nu ne grăbim. Pe noi pandemia ne-a prins în studio. Încercam să înregistrăm un album nou. După o perioadă foarte lungă, vreo 12 ani, în care n-am mai scos albume, la Fără Zahăr mă refer, pentru că albumele nu prea se vând. Dar avem feedback-uri de la oameni care vin după concerte și ne întreabă, dar voi CD-uri n-aveți? Că sunt multe trupe care au CD-uri. Da. Și am zis că pentru cei puțini care își doresc o amintire din asta, am zis să facem totuși un CD, deși n-am mai făcut de mult. Și atunci am adunat toate piesele pe care în ăștia 12 ani cred că sunt, le-am scos în variantă single și le-am pus cu videoclip pe YouTube și le-am dat așa gratis ca noi să ne vedem de concerte, le adunăm și le punem pe un disc, plus avem încă alte vreo 8 sau 9 piese pe care le-am compus de-a lungul timpului și le-am lăsat pentru că au venit alte gânduri și alte proiecte peste noi, plus că făcând fiecare și alte treburi, Bobby face stand-up comedy, eu mai lucrez și în teatru, mai cânt și cu Adamila, nu reușeam să găsim timpul necesar să lucrăm la piese noi. Fluiera Pagubă este o piesă nouă, Fluiera Pagubă se numește. Bobby anul ăsta, da, a ales-o să fie piesa care va anunța albumul. Albumul este înregistrat, gata, pandemia ne-a pus un pic de pauză, dar după ce s-a reluat activitatea ne-am întors la studio și l-am terminat de înregistrat. Urmează să-l trimitem la imprimat și undeva în septembrie să avem discurile. Deci piesa de deschidere, să zic așa, sau piesa de bază este aceasta, da? Da. Se numește Fluiera Pagubă, e despre... Fluiera Pagubă, haideți să o și vedem, după care mai discutăm despre ea. Haideți să vedem clipul și piesa Fluiera Pagubă, Fără Zahăr. Să începe fără deci. Eu fluiera pagubă și-mi urlă câinii-n pustii. Alții sunt bine, bă, dar eu de ce nu pot să fiu? Nu-i nicio fabulă când alții au și tu n-ai. Ce elegant e să stai și să fluiera pagubă. Am deschis un cofor cu lux, cu stil, cu calitate, cu perhidrol și cu de toate. Când l-aveam deja luate de la chinezi de pe vapor, chinezii cu covidul lor, Madame Panțărul de la 2 stă sub noi. Îi genul celor de babetă care nu făcut ametă, mereu modernă și cochetă, vrea să încerce chestii noi cu părul ei și atent vă-l voi. Voia vopsătă, smoc cu smoc, fără
trage gata. I-am zis, te rog frumos, luați loc. Bă-le, bă-le, pe salui. Când ți-l tapez și ți-l îmbuib, de zici că-și face barza cuib, iar la final ți-l urc în coc. Asta nu e peste rock. Mi-a reușit și da și nu. Schrödinger, Schrödinger. Fiindcă se pare că-i nasol să rămână spațiu gol. Când pui un kill de perhidrol, Madame Panzer arată mu, parcă-i nothing compared to you. O zis că am vrut să o omor. S-a dus direct la ProTV-ul. Vă rău măruță părul meu. O țipat convingător și-am închis un coafor. Cu la cată și zăvor. Bă, ce să fac? Să mă omor? Eu fluiera pagubă și-mi urlă câinii în pustii. Alții sunt bine, bă, dar eu de ce nu pot să fiu? Mama are doar un fiu. Nu-i nicio fabulă. Funica. Când alții au și tu n-ai. Șoarecele și pisica. Ce elegant e să stai astăzi la mâncare mică. Și să fluiera pagubă. Fluiera pagubă. Mulți am fluierat la pagubă în perioada asta, deci până la urmă ne-a afectat pe toți. Se vede așadar, chiar dacă ați început albumul înainte, influența cu COVID-ul că e cuprinsă. Și acum am înțeles și eu faptul că Bobo poate foarte bine să regizeze un spectacol muzical, pentru că până la urmă și acest clip e tot cu o regie, tot... Da, mă rog, ne-am distrat noi așa, ne-a plăcut nouă să ne distrăm. A fost ideea lui Bobby să-l aducem pe Edward Scissorhands în plaiurile mioritice. Și era și discuția atunci când s-a dat drumul la activitate de după lockdown. Erau voci care spuneau că de ce se deschid coafurile, știi? Da, că era. Să fie deschise, dar alte lucruri nu. Și mi s-a părut haios că s-a legat videoclipul în felul ăsta. Îi vom face probabil și o continuare cu un restaurant, ar merge. Adică dacă nu i-a mers cu coaforul, de la coafor, pentru că tot are Scissorhands și poate să taie, să facă un restaurant în care să taie legumele. Da, interesant și o linie melodică care e ușor, adică o să intre, mă gândesc ușor în capul, mentalul publicului. Da, da, e simpluță, da. Eu am o grămadă de prieteni care o cântă deja. Am primit feedback-uri foarte bune de la ea, da. Mie mi s-a zis că semăn cu Maia Morgenstern. Oricum pe finalul emisiunii o să rog pe colegi să terminăm emisiunea tot cu acest clip, sigur care va deveni probabil șlagăr. Câte alte piese sunt pe album? Pe cel vechi vom scoate un dublu CD, unul cu piese vechi, cred că are 14 în total, și unul cu piese noi care are doar 8. Da, deci, bun, practic 8 piese noi, dar cu cele vechi CD-ul va conține 22 de piese. În total. Și când se preconizează să iasă pe piață, să zic așa? În septembrie. În septembrie, da. Deci în septembrie aveți ocazia, stimați telespectatori, să sperăm că nu mai fluierăm atâta pagubă, dar măcar să fredonăm acest fluierat a pagubă. Revin un pic, apropo de spectacole și la teatru, sigur, afectate foarte multe dintre spectacole, chiar și festivalul, nu? Festivalul a picat. Festivalul a fost compromis total. Din păcate, cred că singurul festival care s-a ținut în România în perioada asta a fost TIFF-ul. Festivalul de film, care e un festival important la nivel european în ceea ce privește filmul, și cumva acolo au reușit să facă cu mari eforturi festivalul. În rest au picat, au mai rămas ceva festivaluri de muzică, am înțeles că Gărâna s-a ținut, ceea ce este bine, și la noi se ține festivalul de jazz.
ceea ce iară este un lucru bun. În rest, au picat toate festivalele, bănuiesc că și ale voastre. Da. Cele de teatru cu siguranță. Sunt orașe în care chiar nu se joacă, pentru că ori n-au unde, efectiv nu au găsit o soluție să joace în afara teatrului, ori sunt atât de multe cazuri încât nu își asumă riscul să joace teatrele. La noi, din fericire, jucăm deja din iulie, de când s-a dat voie, noi am început să jucăm. Unde? În curtea? Constant. În curtea teatrului? În curtea teatrului și în curtea Muzeului de Artă. Care e un spațiu foarte generos și care ne-au găzduit spectacolele mai mici, spectacole de copii, de exemplu, jucăm acolo în... Avem noroc cu spațiul. Cum a reacționat lumea? A început să vină? Lumea a venit din prima clipă. Deci noi am avut, din momentul în care am anunțat primele spectacole, bun, vorbim de 50, 60, 70 de locuri maxim, pentru că nu ai cum să pui mai mult public cu, respectând distanțarea. Dar de cum am anunțat spectacolele, am avut sold out constant și noi și colegii de la secția maghiară. Pentru că lumea vrea. Am și pus titlurile cele mai atractive, să atractive zic așa. Pentru publicul larg. Am pus Cine cu proști, Bani din cer, Improul, Îndrăgostiții din Ancona. Am pus toate spectacole oarecum mai ușoare, mai atractive. Spectacole pentru publicul larg, pentru că este mult public care i s-a luat orice tip de la cultură la entertainment, în afară de cel indoor de concerte pe YouTube sau filme de pe Netflix, HBO, așa mai departe, totul s-a oprit și lumea, în momentul în care ni s-a dat voie să jucăm, aș spune cumva că a dat buzna. Da. Ceea ce e, și la fel s-a întâmplat și la concerte, din câte am înțeles de la prieteni din Filarmonica, de exemplu, cântă constant, mă rog, și ei au fost într-o scurtă vacanță, dar cântă constant cu foarte mult public, și la muzeu și la noi în curte, pentru că și Filarmonica folosește foarte mult public în condițiile astea, în condițiile în care trebuie să fim... Da, foarte mult public ce înseamnă? Câteva sute de oameni? Câteva sute de oameni adunați pe lume, da. Pentru că nu avem voie. Foarte mult public în condițiile astea. Da. Adică se respectă distanțarea, sunt scaunele puse în 2-2 metri, cu rază în jurul lor, luăm temperatura celor care intră, e obligatoriu purtarea măștii chiar dacă suntem în exterior și așa mai departe. Deci toate astea sunt dezinfectanți și toate astea, în condițiile astea se joacă. Da. Ce pot vedea în următoarele sau în următoarea perioadă spectatorii de Teatru Sătmăreni? Dacă vremea e în regulă și putem să jucăm, pentru că, de exemplu, mine trebuia să jucăm la Negrești, dar plouă de două zile și că plouă și mâine și atunci am preferat să mergem. Asta mai e un mare dezavantaj la acestor spectacole. Exact. Suntem și la mâna vremii, nu doar a vremurilor, da. Știi? Dacă plouă, nu avem ce să facem. Deci vom juca joi la Negrești de la ora 4 în muzeul Țărioașului, în aer liber, evident. Vom juca Scufița Roșie și de la ora 19 Impro. După care revenim la Satu Mare și jucăm în weekend. Avem Impro, Iluzii, Ivan Turbincă, deci spectacole pe care publicul le știe și jucăm tot timpul și pentru copii, pentru că și acolo am primit solicitări de la părinți, ne-am ținut copiii toată perioada în casă, vor să vadă ceva viu. Abia așteaptă și copiii, dar te întrerup un pic, îl avem la telefon pe domnul Cornel Nistorescu, jurnalist, căruia îi mulțumim pentru intervenție. Bună seara, domnule Nistorescu! Alo? Ne auziți? Bună seara! Da. Vă mulțumim, domnule Nistorescu, pentru intervenție. Aici, la Informația TV, ne văd telespectatorii din 6 județe și foarte mulți dintre ei vă apreciază opiniile, de aceea
încercăm să ne spuneți un punct de vedere asupra unor lucruri, să zic așa, discutate sau discutabile acum. În primul rând, ce părere aveți despre moțiunea de cenzură și dacă îi acordați șanse de a trece? Acum, eu nu sunt... nu sunt proroc pe Ezechiel să vă spun dacă o să treacă sau nu, pentru că politicienii români se schimbă ca vântul. Dar după promisiunile până acum, se pare că ar avea șanse. Problema este că nu se putea fără, pentru că starea de nemulțumire a populației, eșecurile celor de la guvernare, pozițiile critice ale PSD-ului trebuia să se concretizeze într-un fel. Că așa numai să hămăi în Parlament fără să îi recurgi la măsura asta, care e o măsură de tip democratic, sancționatorie pentru o putere, pentru un guvern, nu era normal. Deci toată lumea face trimitere că e o inițiativă irresponsabilă într-un moment de criză. Păi, dar câte reacții și câte măsuri și câte achiziții trăznite și câte plasamente de funcționari sau de oameni în posturi din guvern sau administrație au fost făcute pe bază de interese, câte măsuri au fost luate de amorul artei sau aiurea pe bază de interese, nu mai sunt luate în calcul. După părerea mea, felul în care s-a purtat, a prestat guvernarea PNL, impunea o moțiune de cenzură. Altfel, ce facem? Tot vorbim și tot criticăm și câinii la caravana trece. Dacă trece sau nu trece, nu știu. Nici măcar ce consecințe. Că poate avea consecințe nefericite. Poate rămâne același guvern Orban, guvern interimar, și care să le facă și mai late în anumite domenii. Că doar proiecte de lege nu poate face și nu poate emite ordonanțe de urgență, dar altfel contracte de tot soiul ar putea să adopte. Deci, consecințele unei moțiuni de cenzură pot fi și proaste într-un asemenea moment. Ar putea avea efect chiar în această confuzie legată de pandemie, dar Dumnezeu știe. Și după cum ziceam, nu știu dacă va trece sau nu. E posibil să treacă, pentru că e prea multă lume. PNL-ul e prea mic în Parlament, PNL-ul cu USR-ul nu înseamnă mare lucru, înseamnă ceva pentru generația de oameni tineri din multinaționale, dar nu pentru o mare parte a populației. Om trăi și om vedea. Da, așa cum spuneți, și dacă trece, va fi destul de interesant de urmărit ce se întâmplă. Președintele Iohannis a spus clar că nu își doresc sub nicio formă PSD-ul. Păi cum să-și dorească președintele Iohannis să cadă guvernul lui? E un guvern care nu i-a pus nicio problemă, care e plin numai de s-a umplut de laude și de performanțe. Deci președintele e nefericit de-a dreptul să piardă un asemenea guvern care este atât de comod pentru el. Da, într-adevăr. Totodată, credeți că e vreo coincidență faptul că urmează și alegerile locale, adică această moțiune ar putea fi și un gen de vector electoral pentru unii sau alții? Totdeauna este. Totdeauna alegerile sunt o bălăcăreală, o sfărăreală, o dirijare de bani, o îndesare de proiecte pe o zonă unde vor să câștige. Amestecul ăsta de moțiune plus alegeri locale și alegeri parlamentare care se arată la orizont plus pandemia creează o stare de derută. Dumnezeu știe pe unde scoatem cămașa, pe unde o scot ei, pe unde o scoatem noi, pe unde o scoate economia și pe unde o scoate alegătorii.
Din păcate, da. Domnule Niștorescu, aici în județele astea din Nord-Vest TV și inclusiv în satul mare de unde emite Informația TV, listele s-au depus astăzi de partide și observăm același fenomen. Majoritatea partidelor, nume care apar pe liste, care practic n-au nici notorietate, nici meritocrație, ci doar niște interese. Din păcate, la toate partidele, începând cu PSD-ul și terminând cu PNL-ul, credeți că o să-i mai țină mult pe politicienii noștri acest mod de a face liste pe, cu totul altfel de interese sau fără a ține seama de meritocrație? Nu, n-au trecut nici, nu, cu niște nu mai timp. Face nimeni propuneri și promovări pe bază de competențe și performanțe. Păcatul acestei epoci, slăbiciunea ei, beleaua noastră este faptul că România este condusă, călărită, dominată, controlată de oameni de mare tupeu, dar de o prostie cumplită, unii vicleni, alții sforare, alții bișnițari de bulevard, alții bodrasle de general și de foști conducători comuniști, exact eșecurile sau partea dubioasă a societății, un fel de prostocrație, cum zicea Andrei Marga, s-a instalat peste societatea românească. Nu mai conduce niciun expert și niciun om cu performanță într-un domeniu. Sau foarte puțin sunt. Iar funcționarii mai mici de sub aceștia, ei imită și la rândul lor acest tip de comportament. E la modă să fii șmecher, să dai țepe, să ai pile, să faci contracte cu statul, să recuperezi terenuri de la oameni care nu le pot recupera și apoi să le vinzi, să obții puzuri pentru etaje mai multe și construcții mai mari, să vinzi terenurile sau clădirile construite la alte firme străine. Deci un tip de comportament de șmecher, de golăneală, de învârteală, care face de societatea românească o societate găunoasă, păguboasă, care se suie cu picioarele pe omul amărât, pe idealurile lui, pe speranțele lui. E un tip de lume care controlează România, pe care nu ne putem baza. Uitați, am văzut în Libertatea de astăzi, există un domn Valeriu Nicolae care a studiat CV-urile, biografia a 80 de parlamentari români și are și o rubrică. Dom'le, toți sunt niște ratați, niște mediocri, niște oameni făcuți în școli care nu există, în universități de pomană nu și-au cumpărat diplomele, cu doctorate neterminate, cu niște cursuri de vară care sunt de fapt niște vacanțe pe care le au drept studii și așa mai departe. E o perioadă din acest punct de vedere cumplită, de la, gândiți-vă, cine e Vela, cine e primul ministru, cine, ce școală și ce prestație are președintele. Fizician mediocru, cu șepte la definitivat, profesor suplinitor, a ajuns primar, a ajuns președintele României. Na! Același lucru. Gândiți-vă la Ion Ștefană, la Grindă sau Bârnă, cum e Dumnezeu, de la Grindă. De la Ministerul Dezvoltării. Dom'le, Pedro Leo, te rog să vorbească 10 cuvinte, facă 10 cuvinte legate. Problema asta e în aproape toate județele, în aproape toate orașele. Există niște amatori de putere și de carieră fără muncă pe învârteală care se duce peste tot și s-a pripășit peste tot. Omul care e performant și care are niște rezultate se și teme să intre în acest joc. Se ferește. De fapt, e și marginalizat până la urmă. De-aia avem și așa clasă politică. Domnule Niștorescu, lumea spune, adică foarte mulți analiști spun că această pandemie pe undeva îi avantajează pe primarii în funcție, actualii consilieri, mă rog, actualele autorități locale. Considerați că asta înseamnă că după aceste alegeri locale, în general, harta politică va rămâne cam aceeași? Nu știu dacă pandemia îi avantajează. Poziția de putere a primarului, a șefului de poliție, a ministrului, l-avantajează. Totdeauna va fi un avantaj pentru cel care administrează, care gestionează un post.
Eu cred că primarii sunt avantajați, evident, dar întotdeauna au fost avantajați. Cel care este în post este avantajat în raport cu, mai ales dacă n-a fost un tâmpit care să facă lată. Dacă a fost mediocru sau șmecher sau descurcăreț și cu un pic de grijă pentru nevoie de comunități, el a supraviețuit. E foarte greu în acest regim de alegeri într-un singur tur să îl concurezi pe primarul în funcție sau pe deținătorul unei poziții. În orice fel de competiție, dacă e un singur tur, cel care e în poziția de bază, de start, e avantajat. Da. Indiferent dacă e pandemie, gripă, vânt sau ploaie. Se pare că partidele mari toate își doresc practic un singur tur, deși PNL-ul mai spunea ceva împotrivă, dar eu cred că partidele mari își cam știu stafurile și n-au interesul să fie două tururi. Partidele mari sunt niște adunături structurate pe bază de interese și rețele. Punct. Din păcate asta e. Domnule... Cum le putem dezmembra? Asta este o întrebare filozofală. Asta chiar nu știm rețeta. Domnule Nistorescu, în încheierea acestei intervenții pentru care vă mulțumim, vreau să vă întreb, în studio este directorul secției române de la Teatrul de Nord Satu Mare, Ovidiu Caiță, și Bobo de la Fără Zahăr, deci artiști, și aș dori să știu și părerea dumneavoastră în legătură cu fenomenele artistice, dacă invitații mei susțin... Lovite cumplit de pandemie. Da, și invitații mei susțin că în alte... Veniturile lor au fost lovite în plin. Da, și invitații mei susțin... Condiția artei, nu vă supărați, condiția artistului și condiția instituțiilor de artă în România este cumplită. Păi da. Nu vă supărați. Din ce în ce mai proști, mai inconștienți, mai slab miniștri am avut la cultură. Din ce în ce fonduri, câte muzee noi s-au deschis în România, câte instituții culturale. Festivalurile în România sunt șușanele, exceptând festivalul George Enescu și un festival de teatru la București sau vreo două în țară, restul sunt un fel de șușanele în astea pentru populare. Îmi pare rău. Din păcate, degringolada se simte în egală măsură și în cultură. Da, și invitații mei spun că în alte țări, adică iar tindem să fim mai catolici ca papa, aici mă refer la reluarea spectacolelor de teatru, a concertelor. Ce părere aveți? Nu cunosc starea reglementărilor în domeniu în acest moment și n-aș vrea să spun prostii. E greu de psihoza asta, e greu de făcut niște pași. Le e frică și celor de la putere, le e frică și actorilor, și publicul e îndoit. În același timp e nevoie, ceva trebuie făcut niște pași înainte, pentru că în așteptare și numai pe Netflix nu putem rămâne. Și pe emisiunile de flecăreală de la televiziunile de știri. Da. Domnule Nistorescu, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și cu acceptul dumneavoastră să mai apelăm în limita timpului. Cu mare plăcere, seara bună tuturor. Vă mulțumim mult. Da, a fost Cornel Nistorescu, sigur că da, am făcut o paranteză, să zic, la emisiune, repet, aveam o restanță cu domnul Nistorescu și sigur că da, am ieșit un pic din cadrul artistic despre care vorbim în această emisiune, dar sigur și cu completarea dânsului de la final, care spune, așa e, într-adevăr avem miniștrii culturii foarte slabi. Cum îl cheamă pe ministrul culturii? Mă, m-am mai prins. Nu știu, poate știe Bobo. Nu vreau să discut. Nu e treaba mea să discut. Asta e un subiect de politică din punctul meu de vedere. Ministrul culturii nu se ocupă de cultură. În general, ministrul nu se ocupă decât de politică și cam atât. Nu știu cum îl cheamă pe ministrul culturii. Știu că a fost e actor și că a fost șef de televiziune OTV undeva prin Botoșani, parcă. Nu știu. Da, de asemenea am avut foarte mulți miniștri a culturii de la UDMR, ce mi se pare așa... Asta nu cred că totuși e importantă aici. Nu, discuția
este despre calitatea... Gheorghiu e ministru, uite, îmi șoptesc băieții, nu, să nu crezi că știu eu, deci cred că e calitatea culturală și de construcție în domeniul unui om. Ori în România, în momentul acesta, singurul suport pentru artiștii independenți din artele performative și din literatură și e AFCN-ul, se e ciopârțit în fiecare an, e din ce în ce mai mic în fiecare an. Fondurile pentru cultură, toată lumea a vorbit de ajutor pentru muzicieni, pentru artiști, pentru tot ce înseamnă sectorul independent și sectorul artistic în toate țările Uniunii Europene. Abia am auzit câteva propoziții în România. În continuare suntem considerați undeva la limita importanței în societate și niciodată în ultimii 30 de ani nu s-a construit ceva coerent în sensul acesta, indiferent cine a fost ministru al culturii. Da, am pierdut o bună ocazie să par inteligent și eu cu Gheorgheu, dar acum nu puteam, nu știu dacă neapărat e o notă de inteligență să știi cine e ministrul culturii. E trist totuși că fenomenul este neglijat și sigur că da, consecințele cu se vede pe... grave, care încă poate că încă nu se văd atât de mult cum se vor vedea peste câțiva ani. Dar, încă o dată, nu cred că asta e discuția de astăzi. Da. Devenim prea serioși. Nu, am făcut paranteză la paranteză. Sigur că da, revenim la, de fapt, subiectul cel mai interesant. Acesta de, mă refer la această piesă muzicală care va fi pusă în scenă în Satul Mare. Și vreau să vă întreb aici, revenind la ea, cum v-a venit ideea așa? Cum a stat voi doi așa și v-ați gândit ce ar fi să o facem? Sau, A fost foarte simplu. Am ieșit din sală după ce am văzut spectacol. Și vreau și la Satul Mare. Și am zis, trebuie să facem neapărat. Eu cred că trupa noastră a început să se închege în direcția asta. Au mai fost mici experiențe cu cântatul. I-am simțit pe actori că vor. Unii dintre ei au văzut pisici și mi-au zis și noi trebuie să facem asta. Oradea, care un asta a văzut-o în cadrul unui festival. Da. Oradea, care este în apropierea noastră, un teatru care face spectacole, au făcut Scripcarul pe acoperiș, au făcut Don Quixote, fac mari spectacole muzicale, e un antrenament, se lucrează în direcția asta. Colegii de la secția maghiară fac, e în ei au chiar tradiție cu acele cabareturi. Exact, e o cultură în sensul ăsta. Și eu am zis că piața din Satul Mare, culturală, are mare nevoie de genul ăsta de spectacol. Am pus mâna pe telefon, ne știam de ceva vreme, l-am sunat și iată-ne-s. Și iată că acest proiect a prins contur și acum intră, să zic așa, pe linie dreaptă. A intrat pe linie dreaptă până spre sfârșitul anului. Eu sper că cu un pahar de vin cald și cu încălzitoare la picioare cumva se va putea vedea. Da, nu știu, s-ar putea, dacă hai să fim optimiști, s-ar putea chiar să fie liber accesul și în săli în decembrie, în funcție de, mă rog, cum va evolua sau care va fi evoluția. Mă întreabă mereu lumea când ne întoarcem. Da, din păcate asta nu... Nu. E totul ține de felul în care evoluează lucrurile și adevărul este că sub nicio formă n-aș vrea să ne întoarcem în săli fără să avem siguranța că nu facem rău întorcându-ne. Da. Adică nu vreau cu orice preț doar de aia ca să... Este riscant. Pe de altă parte, Ovidiu, să știe că voi aveați și foarte multe abonamente. Da, acolo, ce se întâmplă acolo deocamdată am comunicat asta și rugăm pe abonații noștri să aibă răbdare, pentru că neputând să jucăm în sală, nu putem să ne onorăm abonamente, adică sunt spectacole pe care efectiv nu putem să le jucăm afară oricât de mult am vrea. Cel mai mult mai mică, tehnoscenica este mult inferioară. După cum știți, sala noastră e dotată foarte bine tehnic și acolo deja lucrurile începeau să arate într-un fel din cauza asta. Lucrul ăsta nu se mai poate întâmpla în exterior. Și atunci jucăm și sperăm că ele rămân valabile în cursul anului, în momentul în care ne întoarcem în sală, le recuperăm și vom începe din nou să facem abonamente. Deci, practic vor rămâne valabile, da? Valabile pentru următoarele... Și pentru stagiunea asta am decis să nu vindem abonamente până când nu vedem ce se
poate, ce se poate face. Da, mă trec puțin la tine. Văd proiecte ambițioase, unele finalizate, altele în curs. A fost această scoatere de CD, o să terminăm emisiunea tot cu piesa pe care ați văzut-o, dar iată și un proiect teatral. Da. Mai ai altceva pe țeavă în această perioadă? În septembrie voi lucra la Târgu Mureș, să fac acolo o coloană sonoră în calitate de compozitor, nu de regizor muzical de data asta. E un proiect al celor de la Universitatea de Teatru. Acolo, da? Da, cu, au făcut un, au depus un proiect la primărie, sunt niște fonduri culturale și al universității, practic. De fapt, cred că e semi-independent, cumva. După care vin aici, după care anul viitor, la începutul anului, mă întorc în Suceava să facem continuare la pisici. A, deci pisici va avea o parte a doua. Da. Care sigur că partea a doua va trebui să fie și la satul mare, nu? Sper că acele pisici se întâmplă, dacă lucrurile revin la normal și facem festivalul. Și mi-ar plăcea să-l invit pe domnul Nistorescu la festival, să vadă că nu e o șușanea, chiar un festival serios. Bine, el a zis că mai sunt vreo două prin țară, acum nu știu. Da, de unde se știe, pentru că n-a fost, dar chiar mi-ar plăcea să-l invit să vadă că e un festival serios. Mi-ar plăcea foarte tare să vină pisici în festival. Ne-am fi dorit să vină prima parte, dar din păcate... Dar pisici, partea a doua, cum se numește? Vorba colegului, pisicuțe? Sau tot pisici? Da, pisici, cred că pisici 2, nu am convenit în casă. Da, titlului, dar va fi pisici 2, pisici se întoarce. Da, câteva secunde, stimați telespectatori, cu acel îndemn de a purta masca, după care revenim, discuții interesante și în continuare și sigur că da, ne interesează și suntem toți curioși cu ce se întâmplă cu viața noastră din punct de vedere cultural. Acum, cu sănătatea, o știm, nu e foarte ok, sperăm că de această criză a sănătății scăpăm cu bine. Criza culturală însă s-ar putea să continue asta dacă nu avem cu toții grijă. Aici sigur că da, începând cu factorii responsabili, apoi cu cei care se ocupă la nivel local, dar nu în ultimul rând și noi, publicul. Câteva secunde și revenim.